Printre cele dintâi preocupări ale Consiliului Dirigent al României Reîntregite este învățământul în limba română. Prima universitate românească, numită și Universitatea Daciei Superioare, și apoi Universitatea Ferdinand I, se înființează la Cluj. Visele generației unioniste s-au împlinit, dar munca ei abia începe. În marea încercare de a coagula forțele de specialitate, de a se organiza și de a oferi curentului național o platformă mai rezistentă la ofensiva etnică și politică. Istoriografia românească, marii ei intelectuali, inteligența și strădania lor, dimensiunea civică și patriotismul au pus ultima piatră a edificiului ce încorona Marea Operă de Unire. În 10 ani, Universitatea Românească atinge cote de performanță științifică comparabile cu cele europene. Este și meritul cărturarilor ei, printre care al profesorului de istorie Silviu Dragomir. La inaugurarea oficială a cursurilor Universității din Cluj, 1 februarie 1920, participă regele Ferdinand, care dăruiește un fond de 400.000 de lei, a cărui dobândă urma să fie utilizată la înființarea unui institut pentru studierea istoriei românilor. Primul rector al universității este Sextil Pușcariu. Printre primii avocați, în cel mai bun sens al cuvântului, a ideii unei universități românești la Cluj, se numără Avram Iancu. Și, mă rog, visul lui nu se împlinește, dar ulterior, într-adevăr, în urma Unirii, a fost o mare dezbatere în societatea românească. Cum să facem, sub ce formă să înființăm o universitate în Transilvania? Și mă explic, adică să înființăm o instituție complet nouă, sau să preluăm, să naționalizăm, aș putea spune, Universitatea Maghiară. Au fost diferite păreri, o dezbatere de presă. Printre cei care a participat la această dezbatere se numără Vasile Pârvan, care lansează câteva proiecte referitor la Universitatea Daciei Superioare, și până la urmă, în urma multor discuții, se alege cumva o soluție intermediară, se implică evident și Consiliul Dirigent, și soluția intermediară a fost preluarea patrimoniului de clădiri a Universității Maghiare și, evident, înnoirea corpului de profesori. Deci a fost o instituție nouă din perspectiva limbii de predare a profesorilor și a anumitor, să zicem, catedre, departamente care nu existau anterior. Și cel personajul cheie care s-a implicat în preluarea universității și de la Maghiar și în fondarea Universității Românești a fost Onisifor Ghibu, care era în cadrul resortului instrucțiunii publice și a cultelor secretar general. Deci el a fost însărcinat de Consiliul Dirigent să preia, împuternicit, să preia universitatea. Și acest eveniment a avut loc la 12 mai 1919, Ghibu prezentându-se în Cluj cu împuternicirea din partea Consiliului Dirigent. Prima dată a vorbit cu autoritățile administrative românești și cu reprezentanții armatei române care erau aici și ulterior s-a dus la rectorat arătând această împuternicire și cumva somând să se facă acest transfer. Ghibu a venit însoțit cu o echipă de intelectuali români, care fiecare a fost organizat, fiecare să se ducă să preia câte una din cele patru facultăți. Deci deja se știa cine va prelua, de exemplu, literele, cine va prelua clinicile universitare și facultatea de medicină, biblioteca universitară. Este o listă întreagă de personalități pe care Ghibu le-a organizat și mulți dintre ei îi vom regăsi ulterior ca profesori universitari la Cluj și menționez câteva nume: Alexandru Borza, care a participat la preluare, Nicolae Drăganu,
Mai sunt câțiva, și Iuliu Hațăgan a fost puțin implicat pentru că el va fi primul decan al facultății de medicină, primul decan român al facultății de medicină a Universității Românești. Și el era deja profesor și lucra în clinicile clujene. Și deci momentul acesta, 12 mai, este prima etapă, preluarea patrimoniului Universității Maghiare de către autoritățile române. După aceea, în toamna lui 1919, ar veni cea de-a doua etapă, când regele Ferdinand va da în mod oficial decretul de înființare a Universității Românești. Decretul este emis undeva în luna septembrie și decretul pomenește negru pe alb că, începând de la 1 octombrie 1919, Universitatea Maghiară se transformă în Universitate Românească. Iar între momentul mai 1919 și toamna lui 1919 apare activitatea acelei comisiuni universitare conduse de Sextil Pușcariu, care a avut ca sarcină să selecteze nou corp de profesori. Profesorii maghiari, după ce au predat clădirile, au fost tot așa rugați să depună jurământ de credință către regele României, pentru că eram în România Mare, ceea ce ei au refuzat, marea lor majoritate considerându-se intelectual maghiar și nedorind să predea în limba română, ei vor pleca în Ungaria. Și atunci, evident, aveam clădirile preluată de stat român, aveam potențialii studenți, respectiv majoritatea tinerilor care luptaseră, să zicem, pe front în război și ar fi vrut să se înscrie la o universitate românească, dar nu aveam profesori. Și de aceea a durat atât din mai până în septembrie, toată vara lui 1919, Comisiunea Universitară, unde erau profesori de la București și de la Iași, deci, de exemplu, Iorga, ca să dau un nume, dar nu numai, și Pârvan a făcut parte din această comisiune universitară, erau vreo 20 de persoane, deci toți conduși de Sextil Pușcariu, au primit, să zic, dosare de candidatură, am spune în termeni moderni, selectând prima generație de profesori români a Universității Românești, care ulterior vor fi numiți profesori prin decret regal. Și după, deci, decretul regelui Ferdinand din septembrie 1919 și oficial înființarea universității din 1 octombrie 1919, un alt moment important este cel din 3 noiembrie 1919, când atunci se deschid cursurile și este acel faimos discurs pe care rostește Vasile Pârvan, Datoria vieții noastre. E un fel de manifest despre ce se dorește a fi Universitatea Românească din Transilvania, care este rolul universității în societate, ce ar trebui să facem. Universitatea era văzută ca un model cultural, să spunem, pentru România Mare. Noul Institut de Istorie Națională, înființat de academicienii Alexandru Lapedatu și Ioan Lupaș, își așteaptă magiștri. Este o altă mare creație românească de după unire. Sextil Pușcariu, rectorul Universității Clujene, îl chema patetic pe Alexandru Lapedatu să vină de la Paris și să intervină și pe lângă Emil Racoviță și Constantin Levaditi să-și primească catedrele universitare. Trebuie amintit faptul că acest institut de istorie a fost înființat de către Lupaș și Alexandru Lapedatu chiar în 1920, amândoi dorind ca și românii să aibă în Transilvania o istoriografie care să prezintă un punct de vedere al istoriei românilor. Până atunci, la Cluj, ființat doar istorici maghiari și germani, care, bineînțeles, și scriau studii referitoare la istoria naționalităților lor, etniilor lor. Ori o istoria românilor s-a făcut prea puțin, sau nu, în mod organizat, într-un cadru organizat, într-un institut. Așadar, acest institut a fost înființat de către Lupaș și Lapedatu. Ei au scos și o revistă anuală a institutului și în 1945 el a fost demis din această funcție. Toată biblioteca lui și-a donat-o institutului, precum și o sumă destul de mare de bani, 200.000 de lei, iar cei care i-au luat locul în institut nici măcar nu au trimis un rând de mulțumire pentru aceste donații care le-a făcut. Un tânăr universitar și istoric de la Universitatea din Oradea, Sorin Șipoș, și-a consacrat anii de studiu reconstituirii vieții și operei istorice a lui Silviu Dragomir, anii de profesorat la Institutul Teologic din Sibiu și la Universitatea din Cluj, anii de detenție grea și sfârșitul apăsat de sacrificii și amărăciune.
Ca și celelalte mari personalități ale României care au făcut Marea Unire, și de altfel ca și marile personalități politice ale României din perioada interbelică, nici istoricii, aceste vârfuri ale istoriografiei românești, nu aveau cum să scape agresiunii regimului comunist. Regimul comunist a dorit să șteargă istoria țării, să distrugă societatea românească, să distrugă toți acei poli de, în care românii aveau încredere, pe care vedeau ca modele de verticalitate, care făcuseră ceva semnificativ pentru această țară. Iar acești istorici pe care ați amintit dumneavoastră, Lupaș, Dragomir, Meteș, Lapedatu, Nistor și alții, au reprezentat practic un vârf al istoriografiei românești, al istoriei, dar nu numai atât, ci și al culturii românești. Ei au deținut poziții foarte importante în domeniul istoriografiei, au fost președinți de secție a Academiei, academicieni, premiați peste hotare, au avut așadar lucrări istorice de impact la nivel sud-est european sau chiar european în cazul lui Dragomir. Prin urmare, pentru regimul comunist era elementar sau primordial să demoleze aceste persoane, aceste lideri ai societății românești, în cazul de față societății românești transilvane, pentru că vorbim de istorici ardeleni în primul rând, pentru că apoi mult mai ușor să poată să preia controlul asupra întregii societăți, ca restul intelectualilor sau restul populației, văzând că liderii sunt eliminați, sunt aruncați în închisoare, sunt dărâmați, să-și plece mult mai ușor capul față de regimul comunist. Prin urmare, măsurile împotriva lor au venit foarte rapid, aproape imediat după instalarea regimului comunist. Silvia Dragomir face parte dintr-o galerie de personalități care au fost formate înainte de 1918. El s-a născut în 13 martie 1888 într-un mic sat din județul Hunedoara, în Gura Sada, un sat consemnat documentar în Nevul Mediu și probabil colonizat și cu români veniți din sudul Dunării. Avem un document din secolul al XIII care vorbește despre coloniști veniți din sudul Dunării care populează Gura Sada, Ilia, o localitate din apropiere de Gura Sada. El era fiul lui Simeon Dragomir, care era o notabilitate locală, era notar comunal, și al reginei Dragomir, care era originară din zona Munților Apuseni. Din familie a mai avut un frate, Virgil, care a murit la 2 ani de zile după naștere, și un alt frate, Alexandru Dragomir, care era mai în vârstă cu 2 ani decât Silviu Dragomir. Deci dacă Dragomir s-a născut în 1888, Alexandru s-a născut în 1886. Acum, studiile primare și le-a făcut în localitatea învecinată, în Ilia, după care a urmat studiile la Liceul Greco-Catolic de la Blaj. Foarte important din acest punct de vedere, fiindcă la Blaj a existat un centru intelectual de mare anvergură. A urmat studiile doar până în clasa a șasea. Din clasa a șasea, el a fost transferat la Liceul Sârbesc din Novi Sad. După ce a absolvit liceul de la Novi Sad, sigur că s-a pus problema urmării unor studii universitare. Și atunci a existat o reorientare atât a mitropoliei cât și a lui Silviu Dragomir către Universitatea de la Cernăuți, care avea o facultate de teologie. Și acolo și-a început studiile Silviu Dragomir la începutul secolului, studii pe care le-a făcut de foarte bună calitate, a avut profesori foarte serioși, profesori de teologie, profesori de patristică, profesori de limbi slave. Studiile pe care le-a obținut i-au permis apoi să se înscrie și la un doctorat, de asemenea, la Universitatea din Cernăuți, doctorat pe care l-a și finalizat cu excelent. Pe tot parcursul studiilor universitare, mitropolitul Mețianu s-a interesat de parcursul profesional, intelectual al tânărului Silviu Dragomir. Și după ce a finalizat studiile universitare de la Cernăuți, Silviu Dragomir a făcut o încercare pentru a se înscrie la Universitatea din Viena. Universitatea din Viena, care era o universitate foarte importantă din Europa vremii, foarte bogată, o universitate cu mari profesori, specialiști în spațiul sud-est european. Mă gândesc aici, în primul rând, la specialiști ca Iagici, ca Constantin Irețe, care cunoșteau foarte bine realitățile din spațiul balcanic, din spațiul românesc.
S-a înscris la Universitatea din Viena în 1905. Din păcate, a urmat doar un singur an, fiindcă între timp tatăl său, Silviu Simeon Dragomir, a decedat. Și în această circumstanță, Silviu Dragomir a abandonat studiile universitare la Viena, fiindcă, dacă noi ne uităm, este clar că a existat această politică, de care vă spuneam puțin mai devreme, de a pregăti specialiști în limbile slave pentru spațiul românesc și pentru teritoriile din jur, în special lumea balcanică. După acest periplu, Silviu Dragomir s-a angajat la Institutul Teologic de la Sibiu, în calitate de profesor la secția teologică și la secția pedagogică, unde a predat mai multe materii, printre care și istoria Bisericii Românești, istoria Bisericii Universale, dar și alte discipline care trebuiau predate tinerilor, viitorilor teologi ortodoxi români din Transilvania. Toate aceste mișcări al lui Silviu Dragomir în ambianța Karlovițului, în ambianța Novi Sadului, a Vienei, a Cernăuțului, sigur că l-au pus în legătură cu tinerii români care erau foarte implicați în mișcarea națională, care condamnau politica pasivistă a Partidului Național Român și care spuneau că românii trebuie să se implice mult mai activ în politica din Imperiul Austro-Ungar, fiindcă sunt o națiune importantă, o națiune care are nevoie de drepturi și pasivismul nu cred că era cea mai bună variantă. Sigur, s-a implicat în Astra, s-a implicat în societatea Junimea, cât era la Cernăuți, a susținut foarte multe conferințe, a fost o persoană foarte activă, astfel încât când a venit la Sibiu, deja avea o concepție foarte clar conturată. Singura soluție pentru românii din Transilvania în viitor era unirea necondiționată cu românii din Vechiul Regat. Acesta a fost proiectul său politic, național, pe care l-a sprijinit și care a crezut alături de alții tineri colegi din generația sa. De fapt, în perioada în care a activat la Sibiu, a și înființat un ziar, se numea Gazeta Poporului, împreună cu alți colegi, Ioan Broșu, în care publica articole foarte incisive în condițiile în care România era deja în război și sigur nu se știa exact care era rezultatul, și în care spunea foarte clar sau scria foarte clar că românii din Transilvania au o singură variantă și anume unirea cu România. A fost și unul din motivele pentru care a fost și anchetat de conducerea mitropoliei, e vorba de episcopul de atunci, Vasile Mangra, care sigur nu putea să accepte, el vrea loialitate din partea tinerilor români din Transilvania pentru Imperiu, ceea ce sigur nu convenea mai ales tinerilor intelectuali români din Transilvania. I s-a interzis să mai publice în continuare acest ziar, Gazeta Poporului. El a mai publicat în continuare, a fost și anchetat, cum vă spuneam, supus unei interdicții din acest punct de vedere, a mai publicat, dar sub pseudonim, fiindcă credea că datoria tinerilor intelectual formați în Transilvania este de a milita pentru unirea Transilvaniei cu patria mamă. Opera sa conține nenumărate teme: românii din nordul peninsulei balcanice, românii și maghiarii, românii și sași, instituțiile românești din Transilvania, unirea religioasă. Tema majoră a fost Revoluția de la 1848, monografia dedicată lui Avram Iancu, model de restituire a portretului unui simbol național românesc. Un contemporan cu istoricul ne-a lăsat o descriere remarcabilă a personalității sale. Foarte înalt de statură, costeliv reținut, uimitor de timid, Silviu Dragomir nu era un orator, ba și exprima opiniile cu oarecare trac chiar în cenacurile mai restrânse, cum ar fi cele ale Astrei. Când lua însă condeiul în mână, el era un transfigurat cu atitudini de luptător hotărât. Toată această activitate pe parcursul anilor 1917-1918 a fost una foarte intensă, o activitate în care tinerii intelectuali români, să nu uităm, Silviu Dragomir avea în jur de 28-29, în decembrie împlinise 30 de ani, era deja un istoric ales ca membru corespondent, un istoric cu numeroase publicații, mai ales în presa vremii, membru al Astrei și, sigur, din acest punct de vedere,
El s-a implicat în pregătirea unirii de la 1 decembrie din 1918. Fiindcă în cercurile intelectuale ale României din Transilvania se punea problema realizării unei uniri cu condiții, Silviu Dragomir a inițiat o mișcare alături de alți tineri intelectuali pentru a strânge vreo 30.000 de semnături din partea românilor din prejurul Sibiului pentru ca unirea de la Alba Iulia să fie realizată fără condiții. Sigur, ei așa credeau că unirea trebuie să se realizeze necondiționat, fără să pună nicio condiție. A fost, într-adevăr, unul dintre delegații la Marea Adunare Națională, a fost delegat din partea presei românești din Transilvania, a fost ales și secretar al adunării, unul din cei 12 secretari ai adunării de la Alba Iulia. Le-a vorbit celor care au participat, celor 100.000 de români care au participat la adunare, le-a vorbit și în 30, 31 și în data de 1 decembrie. Toți delegații, sigur, încercau să convingă participanții de justeția și de, în fine, nevoia unei uniri necondiționate cu România. A fost ales unul din secretarii sau notarii secretari ai Marelui Sfat Național, din care făceau parte 212 persoane, care l-aveau ca și președinte pe George Pop de Băsești, care era deja venerabil, iar ca vicepreședinți erau și cei doi mitropoliți, cel ortodox și cel greco-catolic. Și sigur, după unire, a fost numit responsabil pentru presă al Consiliului Dirigent și apoi director pentru învățământul superior al Consiliului Dirigent, fiindcă se considera, și pe bună dreptate, unirea nu este împlinită până când românii nu au o intelectualitate foarte bine pregătită, până nu au o universitate a lor. Așa se explică de ce în 1919 a fost preluată Universitatea din Cluj, denumită Universitatea Dacei Superioare cu un titlu simbolic, fiindcă, în fine, ne amintea de Dacia Romană, de provincia care, în fine, a avut un rol foarte important în procesul de romanizare și de apariție a românilor. Și, sigur, era această idee că românii trebuie să-și înființeze o universitate a lor pentru a pregăti viitoarele cadre care să realizeze nu doar unirea, ci și integrarea Transilvaniei în structurile noului stat. În plus, era nevoie de o emulație și de o pregătire a documentelor care trebuiau să stea la baza tratatelor sau conferințe de pace de la Paris, fiindcă delegația României avea nevoie de justificări, de argumente, de probe, și Dragomir a făcut și el parte din această echipă care a pregătit documentele pentru delegația României de la Paris, care erau, sigur, foarte importante în această negociere, în aceste discuții între reprezentanții marilor puteri. Dragomir a fost angajat în primul rând ca profesor de istoria sud-estului european, istoria popoarelor slave, istoria românilor sud-dunărene. A avut un parcurs intelectual, a fost angajat ca în calitate de conferențiar, după aceea profesor universitar, a avut într-adevăr și funcții administrative, prodecan, decan al facultății în perioada refugiului sibian a universității, el a fost și prorector al universității de la Cluj, refugiate la Sibiu, dar în primul rând el a fost un foarte bun profesor care a pregătit foarte multe generații și a avut cercetări foarte serioase în problema istoriei sud-est europene. A susținut cursul de istoria slavilor, istoria bulgarilor, istoria românilor balcanici, istoria instituțiilor medievale din Transilvania și, nu în ultimul rând, în perioada interbelică și cursuri privind Revoluția de la 1848, precum și cursul despre unirea românilor cu Biserica Romei. Erau o serie de cursuri și un program pe care tinerii universitari din Cluj și l-au impus, anume acela de a releva prezența românilor din Transilvania de la începutul evului mediu până în epoca modernă, în condițiile în care românii până atunci n-au avut specialiști foarte buni care să pună în evidență aceste realități românești din Transilvania.
În 28 iunie 1940, guvernul României nu cunoștea conținutul pactului Ribbentrop-Molotov și nici anexele sale secrete. La punctul 4 al protocolului adițional secret se prevedea: cu privire la Europa de Sud-Est se atrage atenția de către partea sovietică asupra interesului său pentru Basarabia. Partea germană își declară totalul său dezinteres politic față de această zonă. Bucovina, așa cum am mai spus, nu era menționată de partea sovietică, deoarece nu a făcut parte niciodată din fostul Imperiu al Rusiei. Tonul în notele ultimative adresate guvernului României de către Moscova este drastic schimbat imediat după 26 iunie 1940, ora 22:30, ora ultimatumului. Stalin nu a fost de acord cu niciun fel de negocieri cu România, considerând că momentul ales este cel mai prielnic pentru ducerea la îndeplinire a planului de anexare forțată a provinciilor și orice întârziere sau amânare erau neproductive pentru URSS. Cum a eliberat armata sovietică Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța? Într-o lucrare amplă, Vasile Ilica vorbește prin martori și mărturii despre holocaustul ce s-a abătut asupra acestor provincii rupte prin silnicie din trupul țării. Biograful lui Silviu Dragomir vorbește despre momentul 28 iunie 1940, când în Consiliul de Coroană al regelui Carol al II-lea, istoricul alături de Nicolae Iorga s-a opus cedării fără luptă a Basarabiei și a cerut rezistență. A plătit cu libertatea și chiar cu viața, așa cum vom vedea, pentru verticalitatea principiilor sale. Cred că a fost o dramă pentru Silviu Dragomir să constate cum sub ochii săi un întreg efort de generații al românilor din Transilvania, dar numai s-a prăbușit asemenea unui castel de nisip. Și sigur, cred că a fost partea mai puțin plăcută a destinului său. Implicarea sa politică n-a fost dintre cele mai fericite și o să constatăm că a avut foarte mult de suferit, mai ales pentru faptul că s-a împotrivit în 1940 cederii Basarabiei, că a fost unul din motivele pentru care a fost și deportat, închis la Sighet. În iunie 1948, Academia Română, cea mai însemnată instituție de cultură națională, a fost desființată pentru a se crea un nou corp academic subordonat Partidului Comunist. 100 de personalități emblematice nemuritorii României au fost epurate din nou Academie, în curând mulți dintre ei vor îmbrăca zeghea temniței din Sighet. În cele 3 loturi de demnitari descărcate la Sighet, în iulie 1950, se regăsesc 22 de academicieni. Rând pe rând vor muri, nesuportând la vârsta lor regimul penitenciar. Cei întorși de acolo își continuau calvarul în spitalele de la Văcărești și Colțea. E vorba de academician Dumitru Caracostea, academician Ioan Lupaș, academician Silviu Dragomir, care era în același timp șeful secției istorice, academician Constantin Giurescu, academician George Fotino, academician Ion Nistor, academician dr. Iuliu Hosu, academician Alexandru Lapedatu, academician Pan Halipa, academician Zenovie Păclișanu, academician Ștefan Meteș, academician Iuliu Moldovan, academician Gheorghe Tașcă, academician Gheorghe Brătianu, academician Victor Slăvescu, academician Teofil Sauciuc Săvescu, academician Emil Hațeganu, academician Alexandru Todea și academician Sextil Pușcariu.
Silviu Dragomir a supraviețuit temniței din Sighet prin credință. Cel care a executat orbește dispoziția Partidului Comunist a fost Traian Săvulescu. El a reușit să transforme nobila Academie într-o instituție de partid și de stat, aservită regimului și coborâtă în mediocritate. Istoria a avut cel mai mult de suferit dintre secțiunile Academiei, pentru că, așa cum remarca academicianul Alexandru Zub, pe discursul ei adus mereu la zi, se sprijinea legitimitatea puterii, triumfalismul ei. Toți cărturarii istoriei care aveau în opera lor pagini despre Bucovina și Basarabia, ca părți ale pământului românesc, au fost excluși brutal și definitiv din areopagul științific. Așa s-a întâmplat și cu Silviu Dragomir. În paralelă, regimul comunist a recurs și la alte măsuri foarte dure și spre, în legătură cu Silviu Dragomir, mult mai tânăr decât Lupaș și care a avut o poziție și mult mai verticală. În timpul grevei studenților din 1946 de la Cluj, el a fost printre cei care au luat vehement apărarea studenților în acea notorie discuție cu Lucrețiu Pătrășcanu, când a spus foarte clar ministrului că studenții români au fost cei agresați de către muncitorii comuniști și că siguranța a arestat numai studenți și nu a arestat niciun comunist. Din acel moment, Silviu Dragomir a fost categorizat de drept principalul vârf al represiunii din universitate și toate eforturile comuniste au primit către îndepărtarea lui din funcție. S-a reușit la 1 septembrie 1947, când a fost comprimat și apoi imediat i s-au căutat motive pentru a fi trimis în detenție. S-a profitat de faptul că era membru în Consiliul de Administrație al Băncii Albina din Cluj și a fost legat de o chestiune economică, de niște... un contract încheiat de bancă, el practic și cu Emil Hațegan, un alt realizator al Marii Uniri și el membru în Consiliul Dirigent, au fost prinși în acest proces și condamnați inițial la 6 luni, pedeapsa a fost majorată la 1 an și 6 luni, au fost închiși la Caransebeș, de unde apoi au fost duși la Sighet. De asemenea, Ștefan Meteș a fost și el comprimat de la conducerea arhivelor statului din Cluj și ulterior și el avea să fie trimis la Sighet. Așadar, vedem măsurile regimului în cazul celor trei au mers direct către eliminarea mai întâi din viața publică, îndepărtarea lor din funcții pentru a nu mai putea să fie un reper pentru populație și pentru societate și apoi s-a dorit și închiderea, trimiterea la Sighet, practic în această închisoare de exterminare. Trebuie spus că toate aceste acte au fost făcute fără niciun fel de mandat de arestare sau... ordine de la mine, pur și simplu au fost ridicați de acasă și trimiși în detenție. Aceste imagini ale marilor academicieni și ale ierarhilor bisericii greco-catolice în Zeghe au cutremurat Europa, Europa de azi. Memorialul Durerii le-a pus în circulație filmându-le din arhiva fostei securități de la Cernica. Fundația Academia Civică le-a fixat prin expoziții în memoria continentului. Sunt o ofensă adusă conștiinței colective. Elite românești care ne-au dat o țară au avut parte de un destin brutal, tragic, de neînțeles astăzi.
aproape toți cei care au fost liderii mișcării de emancipare românești, care au făcut actul la Marea Unire de la Alba Iulia, de la Unirea de la Bucovina sau și a Basarabiei, pentru că ei practic erau vârfurile politice și vârfurile societății românești din acea vreme. Și ei și după 1918 au continuat să fie, să aibă poziții de frunte în cadrul societății românești. Au fost miniștri, de exemplu Lupaș a fost ministrul ocotirii sociale, ministrul cultelor, Silviu Dragomir a fost și el ministrul culturii, a fost ministrul pentru naționalități. De asemenea, au deținut Alexandru Lapedatu și el ministrul culturii, Ștefan Meteș, subsecretar de stat. Deci, practic, ei au fost vârf, ca urmare a activității lor politice și naționale, putem spune așa, pentru în favoarea Marii Unii, dar și ca urmare a activităților culturale, fiind vârful în domeniul lor, au deținut și funcții politice în guvernele interbelice, în care se acorda mult mai mare atenție personalităților. Ei, practic, oricum erau și amici foarte buni, prieteni foarte buni politici cu Octavian Goga, așa astfel încât și Silviu Dragomir și Ioan Lupaș se vor regăsi în guvernul Goga. Așadar, și cei istoricii au căzut victime agresiunii comuniste îndreptate în general împotriva clasei politice românești. Nu putem spune un caz particular asupra acestor istorici. Până la moarte, anul 1962, Silviu Dragomir s-a aflat în vizorul securității. Nu se mai întâlnea cu prietenii, nu mai frecventa reuniuni literare, nu mai bea paharul de bere cu Meteș și Moldovan la restaurantul Someș. Refuza să mai vadă colegi care mimau solidaritatea. Istoricii de la Institutul Național au fost surse pentru a alimenta nevoia securității de informații. După ce acești istorici au fost duși la Sighet, a urmat valul al doilea de represiune împotriva familiilor. Soția lui Ioan Lupaș a fost evacuată din locuință, practic ambele caselor ale celor doi istorici au fost naționalizate. Fiica lui Ioan Lupaș a fost arestată în 1952, internată la Ghencea, deși avea copil mic. Într-adevăr, a beneficiat apoi de amnistie după moartea lui Stalin și a fost eliberat în 1953. Fiul lui Ioan Lupaș, Sempronio, a fost și el epurat din postul de funcționar la Banca de Stat din Cluj, în totul în vara 1952, dar nu a suferit atenție politică. În schimb, o situație mai grea a avut, de exemplu, familia lui Silviu Dragomir. Soția lui a fost și arestată în aprilie 1952, la fel ca și fratele lui. În ambele referate ale arestării soției lui Silviu Dragomir și a fratelui, se precizează faptul că ei nu au comentarii dușmanoase, nu se manifestă împotriva regimului, nu au legături cu persoane dușmanoase. Toate acestea se propune internarea într-o colonie de muncă pe 12 luni, iar de la București vine ordinul că nu 12 luni, 24 de luni, și sunt trimis să facă 2 ani de colonie de muncă. Flora Dragomir, soția lui Silviu Dragomir, se duce liberată după un an, dar fratele lui Alexandru Dragomir face 2 ani pentru simplu motiv că ambii erau rude cu Silviu Dragomir. La fel s-a întâmplat și cu soția lui Ioan Nistor, la fel s-a întâmplat și cu rudele altor istorici, altor personalități ale României în perioada interbelică, foști miniștri. Deci, singura lor vine la aceea că erau rude, fii, soții sau părinții ale celor aflați închiși la Sighet. Nu s-a găsit în sarcină niciun fel de fapte. Chiar și ofițerii de securitate consemnau faptul că ei nu au niciun fel de acțiune împotriva regimului. Silviu Dragomir, fiind și cel mai activ științific după eliberarea din detenție, el a încercat să-și reia legăturile și a beneficiat de sprijinul lui Constantin Daicoviciu, care l-a readus la institut, neavând casă Dragomir, a lui fiind naționalizată, i-a dat o cameră în institut să stea acolo și a încercat să reintegreze viața științifică și să folosească mai ales scrierile lui referitoare la Revoluția de 1848 sau referitoare la Biserica Ortodoxă. Și tocmai de aceea, de asemenea, Silviu Dragomir a colaborat și la Tratatul de istoria României la capitolele despre istoria Transilvaniei, practic au fost contopite materialul lui David Prodan. Și tocmai de aceea, pentru că era încă activ științific, informatorii îl urmăreau în permanență, iar în 1958 chiar i s-a deschis un dosar de urmărire pe baza unui simplu denunț al unui activist de partid, care în acel an a fost o vizită în Cluj a unei delegații engleze și el pe lista unei engleze a văzut o listă de nume și în dreptul Silviu Dragomir și al lui Ion Agripiceanu, scriitorul Ion Agripiceanu, erau încercuite numele. Și în acel moment securitatea, pe baza acestei simple informații, a deschis dosarul de urmărire și lui Silviu Dragomir și scriitorul Ion Agripiceanu sub suspiciune de spionaj englez. Ei credeau că acel englez avea misiuni de spionaj și că a încercuit acele nume, că i-a văzut pe cei doi și care, prin urmare, ar fi spionii lui și ar spiona în favoarea Marii Britanii.
Bineînțeles că ambele dosare de urmărire s-au închis negativ. Nu s-au găsit niciun fel de probe. Erau niște, pur și simplu, niște fantasmagorii ce spiona să facă Simon Dragomir sau Ioana Gâlbicianu în favoarea Angliei în România. Dar urmărirea informativă a fost destul de intensă, cu informatori trimiși la ei acasă, trimiși să-i provoace, să le pună tot felul de întrebări. În dosarele informative deschise aflate la CNSAS nu regăsim foarte multe informații despre Marea Unire, dar eu cred că ceea ce trebuie reținut cel puțin pentru acest an centenar referitor la Marea Unire este atitudinea lor față de populația maghiară. Ambii, atât Lupaș cât și Simion Dragomir, deși ei au fost practic adversari din punct de vedere național cu maghiarii, nu au trecut niciodată la atacuri sau la... Tot timpul au mers pe o cale de compromis, de înțelegere, pentru a se ajunge practic la fundamentale națiuni române care să treacă peste aceste asperități. De exemplu, Silviu Dragomir, ca ministru al naționalităților, a făcut una dintre legile minorităților cele mai bune, la și în favoarea maghiarilor, chiar fiind acuzat de unii colegi români că face concesii maghiarilor. Dar ideea lui a fost aceea de a exista o înțelegere și o consens între cele două nații. Lupaș, la fel, el, deși ca elev a avut de suferit din cauza naționalismului profesorului maghiar și închis de către guvernul maghiar, atitudinea lui a fost aceea de a fi primul în clasă și de a fi cel mai bun. Nu de a intra în confruntare cu colegii lui maghiar. Și doar să le dovedesc că prin faptul că este cel mai bun, acesta mi se pare mie că ar fi modelul de urmat, adică să vedem o națiune care să stea strâns unit, să fie un consens și astfel încât să facem totul ca să fim cât mai în față și atunci o să avem și, părerea mea, realizările care le dorim. A fost urmărit de către securitate până la moartea sa în 1962. Acum e foarte important de precizat că după eliberarea din detenție, cu ajutorul lui Constantin Daicoviciu, care era un om important al regimului politic, el a fost angajat la început ca și colaborator extern al Institutului de Istorie din Cluj, pentru traduceri, pentru documentare, iar ulterior, ca membru, în fine, activ al acestui institut, a primit o locuință în cadrul institutului și el și soția sa, în condițiile în care casa pe care o cumpăraseră în 1928 de la fostul profesor Iosif Popovici a fost naționalizată, a fost confiscată de regimul comunist. Acea casă a locuit până la moartea sa în februarie 1962. Deci s-a bucurat de un sprijin al foștilor săi elevi, a foștilor săi colaboratori, fiindcă majoritatea din ei știau că este un om nevinovat și, sigur, conjunctura politică a făcut să sufere atât de mult. N-a reușit să publice monografia despre Avraam Iancu și a dorit foarte mult. În arhivele de la Deva sunt 8 variante de lucru pentru această biografie a lui Avraam Iancu, fiindcă deja suntem în 1960, este un început de destalinizare, de apariția unui comunism de sorginte naționale care încearcă să pună în evidență și istoria națională și valorile și personalitățile interbelice. Însă societatea românească, regimul politic nu era atât de deschis. Cu toate că a semnat un contract cu editura, în care se spunea și câte exemplare, până la urmă contractul a fost anulat, fiindcă lucrarea și Silviu Dragomir era încă acuzat că este un istoric naționalist, un istoric șovin, un istoric care, în fine, dorește să învrășbească pe români și pe maghiari. Lucrarea a apărut după moartea lui Silviu Dragomir, abia în 1965, și s-a bucurat de o foarte bună primire în societatea românească. Au apărut însă câteva contribuții ale sale despre unirea românilor cu Biserica Romei. El a rămas cam la aceleași concluzii pe care le-a exprimat în Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal, un prim volum publicat în 1920, un al doilea volum în 1930, anume că unirea s-a făcut într-un context politic, s-a făcut la presiunea curții vieneze, că românii, dacă s-au unit, sigur, au avut în primul rând de pierdut. A rămas, din punctul acesta de vedere, un istoric angrenat foarte mult în partea confesională, care a acceptat foarte greu, dată fiind formația lui teologică ortodoxă, a acceptat foarte greu să recunoască că, într-adevăr, în decurs de câteva decenii, chiar dacă românii s-au unit cu Biserica Romei,
A existat o adevărată intelectualitate greco-catolică care a contribuit masiv la mișcarea națională a românilor din Transilvania. Putem spune că a fost unul din cei mai mari istorici transilvaneni la nivelul lui David Prodan, chiar cred că dacă ar fi să facem o ierarhizare, chiar mai bun decât Lupa și Lapedatu, fiindcă spre deosebire de el s-a implicat mai puțin în activitatea politică. Silviu Dragomir s-a stins din viață la 23 februarie 1962. Era sărac, nu-și recuperase casa. Lucrările lui fundamentale întârziau să apară, nefiind pe linia materialismului dialectic și istoric care se cerea în epocă, iar el nu era dispus să negocieze. Ca și eroul său înfrânt de destin, de la Iancu cel victorios în luptele din Apuseni la cel pribeac, bolnav și dezamăgit, marele istoric trăise aproape identic suferințele Craiului Munților. Lider al generației tinere, participant la Mișcarea Națională, secretarul Adunării Naționale de la Alba Iulia, academician, fondator de instituții, Silviu Dragomir a înțeles, ca nimeni altul, rațiunile pentru care Bărnuțiu, Iancu, Buteanu au pus păstrarea națiunii mai presus de măriile oferite de autorități. Nefericirea marelui istoric a avut aceleași temeiuri ca și viața plină de dezamăgiri a marelui tribun.